Bonita, ce faci? Stai acolo cu mințică tu, mică, mică, în dita mai patu? A plecat Ben și te-a lăsat pe tine aici și ai spus că să-i fur locul, da? Ben, unde ești? Ia uitați-l pe Ben, Ben! Ți s-a făcut vomiță? Salut! Spune-le salut la nucile de cocos și la cocolic, hai spune-le! Spune-le cum te-am învățat eu! Salutare cocolicilor și bine v-am regăsit la un episod din seria asta care devine din ce în ce mai faină, serios, adică de când sunt animăluții aici, la castelul abonaților, îmi place efectiv la nebunie. Bonita, unde a dispărut? Bonita? Cocolicilor, data trecută am făcut baia, doamne, zici, baie, zici că ești la spa aici, serios. Și eu între timp v-am mai pus aici o plantuță frumoasă și v-am pus și aici încă o plantă, adică mi se pare că e... Deci făcută ca de designer această baie, așa este cocolicilor. Și am zis noi că aș vrea să vă mai pun aici vreo 3 dulăpioare, ca să vă punem aici multe chestii, pentru că sunteți mulți cocoliși care veniți aici și va trebui să aveți voi chestiile voastre. Așa că hai să ne ducem puțin la interior design, la, sau nu știu exact, la furniture, la bathroom, așa, și să vedem aici... aceste dulăpioare, ia uitați cât de drăguțe sunt. Trebuie să punem și pentru fete și pentru băieți. Punem unul roz, am pus unul albastru și unul roz, bine? Sticla să fie așa? Nu, cred că sticla este prima. Așa. Deci ia uitați, acest roz să-l punem. Unde să-l punem? Cred că rozul ar fi trebuit să-l punem aici jos, că fetele poate nu sunt atât de înalte ca băieții. Și ăsta să-l punem, uite aici. Deci facem aici un design șmecher, ca la carte. Uite așa. Deci că sunt niște ferestre, știți care este faza? Deci ca un designer gândesc, pentru că aici nu sunt ferestre, facem astfel încât mobilierul să pară ca și cum ar fi fereastră. Ia uitați. Deci avem aici 3 dintre astea și putem să punem și o plântuță pe ea ca să curgă așa, doamne, deci parcă aș fi un designer, atât de mult îmi place, la nebunie îmi place. Și haideți voi să apăsați butonul de Cocolike, nu uitați, cine vrea să vină aici la castel este invitat doar pe baza Cocolike-ului, de asta se știe. Acum ne ducem la decorations aici, oameni buni, și dăm plântuțe pentru că s-ar putea, uite asta, să o punem, a venit și Ben. Ben, pot să pun această plantă? Ți se pare o idee bună? Ben alege, ce facem? Hai să vedem, îl întrebăm pe Ben de fiecare dată, da? Ben, îți place cum am pus această plântuță? Îți place? Hai că mami, îmi place mult! Uite-te! Și hai să mai punem și pe restul, tot la fel. Să facem aici un design șmecheros. O cumpărăm și o punem, uite aici. Băi, deci asta este cea mai frumoasă baie pe care am făcut-o vreodată. Și mai punem încă unul, hai să vedem unde punem plântuța asta, ne urcăm pe toaletă ca să ajungem, da, se pare că n-ajungem de pe toaletă, ne urcăm pe cadă și gata, l-am pus acolo. Dar o să trebuiască să o pun puțin într-o parte pentru că atunci când voi deschideți să nu vă deranjeze și să nu cadă plântuța. Așa este, gata, ia uite-te. Păi, deci nici în reviste nu o să vezi așa ceva. Și acum deschidem, uite, le deschidem pe toate și le umplem, bine? Umplem ferestrele. Cu gel de duș, cu toate chestiile, cu machiaje. Bine, nu vă îndemn să vă machiați, dar e drăguț să vă dați cu ruj când creșteți mari. Mie îmi place să mă dau cu ruj. Unde erau? La decorations sau la accessories? Stai să vedem noi la... Unde? Accessories, cred că aici, la bathroom. Așa, și acum să înceapă treaba și să vă punem aici toate chestiile. Uite, uite, parfumuri. Hai să punem la fete parfumuri, da? Fetele au nevoie de parfumuri și de chestii șmechere. Am pus aici parfum și cremă. Ce să mai punem la fete? Ia să vedem. Va trebui să punem și un bețișor dintre ăsta să miroase frumos. Ia uite, aveți aici ceva șampoane și chestii. Hai să punem mai multe. Da? Punem cu fața să fie frumos. Uite așa. Da, câte 2 șampoane dintre astea. Ce mai punem la fete? Ben, ce mai punem? Ben? Ben, punem ăsta, bonita? Uite, hai, sunteți de acord să punem? Da, îi place, s-a ridicat în picioare, asta înseamnă că e semn bun. Așa, deci ce bine arată, voi vedeți? Ăsta este raftul fetelor. Ia să mai vedem ce mai punem. Asta să vă facă spumă, că și Ben are dintre asta și a zis că e fain. I-a plăcut să facă băiță, punem 2. Așa, și ce mai punem noi aici, fetelor, cochetelor?
Să vă punem și dintr-o asta loțiune de corp. Da? Se pare că nu v-am pus aici machiaje. Pentru că m-am decis, poate nu, vă pun aici machiaje, poate fac o cameră de machiaje? Nu știu. Ideea este să trecem acum la băieți, pentru că lor le vom pune pe albastru. Ia uite-te. Punem aici câteva dintre astea. E cu flori, că le place și lor. Punem 3. Așa, că o să fie mai mulți băieți și nu vrem să se certe pe ele. Uite, știu că a venit și Ben. Vrei? Vrei și tu, Ben? Vrei? Vrei să te speli pe dinți aici? Uite, îți place ce am pus? A, el e băiețel și zice că ăsta este și raftul lui. Așa este. Este și raftul tău, Ben, dacă tu vrei. Bineînțeles, dacă băieții vor să împartă cu tine, va trebui să vorbești cu Cocolic și... Ce le mai punem la băieți, Ben? Ia, Ben alege. Cât de cute este. Să le punem... Uite, dintre astea, că au și nevoie de ceva cremă. Să fie egalitate. Uite așa, super. Și crezi, ce crezi că mai au nevoie băieții? Uite aici, shaving cream. Că poate le-a apărut mustăcioară și trebuie să se dea cu spumă de bărberit. Așa este? Uite, le punem aici 3. Să le ajungă. Ce zici, Ben? Și tu îți dai mustățile jos cu asta? Ești de acord? Dar ce să le mai punem la băieți? Ben, tu decizi. Uite, putem să le punem astea ca la spa. Să se simtă ca la spa, așa-i? Că și tu te simți ca la spa în baia ta superbă. Și ne-a mai rămas loc. Uite-l pe Ben! Stai să vedeți cum sare. Uite-l. O zis că da, și eu mă simt ca la spa în baia mea. Bonita Vinesia. Dar și eu, chiar dacă sunt mică și eu vreau să ajut și eu vreau să iau decizii, acum este rândul meu să aleg. Bine, Bonita. Hai să vedem. Ești de acord să le punem la băieți? Să vedem. Ce le punem la băieți? Stai că am pierdut aici, frate. Trebuie să mă grăbesc, că m-am emoționat când a venit Bonita. Unde era? Accessories? La bathroom. Bonita, le punem la băieți niște dintre ăsta, niște săpun extra, că e negru. E de acord? Ești de acord? Da, sună o idee foarte bună să pui pe negru, că o să le placă. Uite așa, 1, 2. Gata, închidem? Închidem, Bonita? Da, poți să închizi, mi-am dat și eu de cord. Așa, și închidem și la fete? Băi, ce fain e răftulețul. Ia uitați. Deci, pentru că nu avem geam aici, am pus astea și arată ca niște gemulețe. Sunt superbe, ca niște ferestre. Și aici ce să punem, Bonita? Ia să vedem, dar ce putem noi să punem în acest raft? Aici am putea să punem ceva machiaje, dar nu sunt sigură. Parfumuri putem să punem. Ce ziceți? Ia să vedem. Sau putem să punem mai multe chestii dintre astea de duș. Ia uite-te. Eu zic că da, pentru că fiind lângă cadă, ar fi bine. Știți imediat ce se termină? Ei de aici. Uite, aveți aici set de șampoane cu roz și cu alb, cu tot ce vreți voi. Ia uite-te. Așa. Vrei și tu să-ți speli blănița? Vrea și ea. Poate facem o baie și la Bonita. Ce ziceți? Hai să vă punem și dintre astea de curățat. Urechiușele, da? Uite acolo, așa. Zice, de curățat urechiușele? Nu, eu nu vreau să mi le curăț, urechiușele mele sunt curate. Ați văzut ce repede a plecat. Și hai să vă pun și niște dintre astea pe roz. Când se mai termină, mai luați de aici. Da? Așa. Și eu zic să mai punem și... Ah, uite, asta era fain de bărbirii pentru băieți. Băi, băieților. Stai că m-am blocat în cadă. Băi, eu m-am blocat în cadă. Știți de ce? M-am blocat, cred că, de la o dintre astea, de lumină. Așa. Hai. Reușesc? Eu nu pot să cred că m-am blocat. Așa. Uite, știți ce ar trebui? Să iau asta de spa și să o pun, uite, aici, ca să aveți lângă cadă și la băieți... Ben, vrei să-ți iei mustăcioara? La băieți le punem asta sus aici. Ia, uite-te. Ce repede a venit, Ben! Mami, vreau și eu să-mi iau mustățioară. Bine, Ben, o să te bărberești și tu când mai crești, bine? Te ajută Cocolic și... Deci Ben este foarte încântat de tot ce am făcut aici. Este baia cea mai frumoasă pe care am făcut-o noi vreodată. Și pentru fete, și pentru băieți, și pentru mine, și pentru tot ce vrei. Este superb. Eu zic că este bine așa cum e, n-ar trebui să o mai încărcăm. Dar aș vrea cumva să fac aici zona asta ca...
ca un fel de candelabru aici deasupra căzii, din chestiile astea. Le punem așa dezordonat, cât de cât dezordonat, ca să pară că e una, dar de fapt sunt mai multe. Stai că vreau puțin mai dezordonat, că cred că le-am cam aranjat cam bine. Așa, și mai luăm încă una și o să punem și deasupra chiuvetei dintre astea. Da? Uite așa. Mamă, cât romantism! Ce fain, am luminat zona aia, așa e, Ben? Și aici mai punem, sau lăsăm așa, nu. Hai să mai punem câteva și în mijloc, da? Unde era? Ceiling lamp? Cred că era, care era? Hai să vedem. Asta era, da? Sau acolo am pus scurte și aici punem lungi sau nu? Că la fel. Hai să punem și aici vreo 3. Sau 4 sau 5. Am pus mai multe. Nu m-am putut abține, am pus mai multe. Ia să vedem. Gata. Ia uitați ce baie luminoasă am făcut. Apoi, știți ce? Am putea să punem în toată casa dintre astea. Pentru că ia uitați cât de frumos s-a transformat. Nu uitați să vă spălați cada de fiecare dată după ce o folosiți, bine? Oh, ce frumos! Ben, ești încântat? Ben a ales ce v-am pus aici. Ben nu mai poate. Zice că stau cu capul în gard. Atât de mult îmi place. Stau cu capul aici în perete. Și ce-i drept, nu v-am pus uscător de păr. Va trebui să-l împrumutați pe-a lui Ben. Ben, îl împrumuți? Nu, este în mal meu. Pune-le separat. Bine, măi, Ben. Hai să văd dacă vă pot pune aici ceva. Deși aici cred că ar trebui să vă pun soluții de curățat. Ia să văd, există? Ia să vedem. Unde erau? La accessories? Cred că la bathroom. Hai să vedem. Uite aici, cred că trebuie să vă pun ceva, niște detergent. A, uite, pasta de dinți n-aveți, băi. Trebuia să vă pun o dintre asta cu tot cu pasta de dinți. Dar ce-i drept, parcă periuța asta e foarte folosită. Voi vedeți cum arată. Zici că ai spălat gardul cu ea. Doamne! Uite! Niște, dar voi aici nu spălați rufe. Dar totuși ar trebui să fie. Ce-i drept, n-aveți aici mașină de spălat. Dar vă pun aici niște detergenți. Ne lasă? Măi, nu ne lasă să punem nimica sub chiuvetă. Așa că va trebui să închidem și să nu punem nimic sub chiuvetă. Deci, nu mai punem sub chiuvetă. Eu zic că arată foarte bine așa. N-aveți nevoie de detergenți. Voi veniți aici ca să nu neapărat ca să faceți curat. Că o să vă fac altcineva curat la castel, că așa este când ai castel. Dar chestiile astea de machiaj o să vi le fac eu pentru fete separat. Uite, am putea să vă pun niște șervețele undeva, dar nu știu, poate într-o cămară. Bun. Ben, unde ești? Bonita, este gata baia? Este gata, îți dai acordul? Să vedem, este tot ce trebuie? Eu zic că este tot ce trebuie, oameni buni. Ziceți-mi în comentarii dacă ceva mi-a lipsit, da? Și n-am pus aici. Hai să mângâiem pe Bonita și să-i mulțumim că ne-a ajutat ca să luăm deciziile cele mai bune. Să știi că te pricepi, Bonita, bravo. Hai să-i și dăm un treat, da? Give a treat, poftim. Îl meriți. Și Ben, îți mulțumim și ție că ne-ai ajutat ca să luăm cele mai bune decizii. Foarte frumos am făcut zona asta. Deci se vede că cât de mult evoluăm de la un episod la altul. Poftim un treat. Așa, bravo! Hai după noi, hai! Haide! Va trebui să pun altă ușă. Hai să o vând și să vedem ce ușă pun. Dar va trebui cumva să punem și bucățica asta de parchet. Ia să vedem. Floor. Floors. Ăsta. Care era parchetul? Ăsta așa. Să punem bucățica asta pentru că a rămas aici parchet închis la culoare și nu se potrivește. Și să mergem la uși. Doors. Ben, ce ușă vrei să-ți pun aici? Astea sunt uși mari. Va trebui să-i punem o ușă dintre asta șmecheră în care poate și el să intre. Ia uitați, punem dintre astea, bine? Front. O, cu roz? Putem să punem cu culoare? Hai să punem cu o culoare albă, pentru că intră și fetițele și băieții. Mamă! Hai să fie totul alb, sau nu? Negru? Nu. Să fie? Ce culoare să fie, frate? Să fie așa? Details. Ia să vedem. E faină ușa? Este de castel? Dai să vedem care parte. Așa? Deci nu știu cum se pune. Cred că așa se pune. Nu? Ia. Ia uitați, am pus o ușă astfel încât să poată să intre și Ben și Bonita și toate pisicuțele.
Ia uitați. Ben, bă, dar ce frumos e aici. Este prea frumos. Ia uitați, deci este de vis, merit, ce notă merit? Ia ziceți în comentarii. Că e prea frumos. Este perfect. Hai să închidem ușa. Ziceți-mi dacă rămâne ușa asta, da? Și uși dintre astea va trebui să punem peste tot. Așa că hai să o vindem și pe asta, dacă tot suntem aici. Și să o punem, uite așa. Uite așa, punem aici ușa. Așa. Hai că arată bine. Haideți să o vindem și pe asta. Pentru că după aia nu mai știu exact ce ușă am pus și să le avem aici, să știm o treabă. Și mai ales că voi ați spus că vreți să fie ca să intre și Bonita și Ben. Ia uite, am schimbat ușile și chiar arată foarte bine. Îți place, Ben? Îți place? Da, da, mami, îmi place foarte mult. Hi-hi-hi. Acum, cocolicșilor, că Ben a luat deciziile la baie, hai să vedem ce decizii ia Ben. Dar să vină și pisicile, să vină toată lumea. Haide în primul rând să vindem în luminile astea, că vreau să văd ce decizii iau ei și la bucătărie, pentru că ați văzut că se pricep foarte bine, așa că va trebui să ne bazăm pe răspunsul lor. Așa este, stați aici și mă ajutați? Mă pot de dragul lor! Haideți să punem... hai să vând și ușa asta. Vindem ușa asta, Ben, da? Ca să putem să punem asta. Chestia este că... am făcut acea niște schimbări și n-am păstrat aia. Așa că sper că le-am făcut la fel. Așa. Hai să punem ceva de genul. Uite așa. Sper că am pus-o bine. O să punem noi și bucățica aia de parchet acolo. Bun, acum că am schimbat ușile, putem să schimbăm și ușa asta, că parcă este prea de casteloi. Auleu, și putem să o punem exact unde vrem. Chestia este că la jocul ăsta, din câte vezi, poți să renunți la ferestre și la uși. Dacă nu vrei, nu pui, dar sincer aș vrea aici să punem o ușă. Să vedem ce ușă. Mi-ar place ușa asta, sincer. Mamă, dar ce colorată. Putem să punem altă culoare. Ia uite, putem să punem pe pițul bătrân sau pe roșu sau pe, pițul ăsta alalt. Sau pe galben. Putem să punem pe galben. Hai să vedem, dar ne lasă? Știți ce? Eu vând fereastra asta și punem aici o ușă mare. Ca să ieșim și din bucătărie, să ne ducem afară. Ia să văd. Ia uite-te. Hai să vedem cum dă. Gata! Mama mia, cât de fain! Ia uite, dar chestia este că... Da, 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 dă bine, ia uitați. Am pus acolo și dă foarte bine. Uite, Bonita imediat a venit. Să se vadă că este castel de, de cocolic și să fie totul colorat. De-aia am pus acolo una roz și aici una galbenă. Dă foarte bine, așa este, Ben? Ben, îți place? Că Bonita i-a plăcut? Ia uite, ea deja testează ușa. Se iese foarte bine pe această ușă, îmi place. Și numai bine aici, cred că o să mai punem niște nisip mai încolo. Așa, arată super, Bengos. Acum, să vedem ce punem pe jos, oameni buni. Flores, unde sunteți? Așa. Coverings. Nu cred că punem mochieta aici, nu, că e la bucătărie. Trebuie să punem tiles, adică grasie. Și putem să facem tot așa o bucătărie colorată. Ia să vedem, putem să punem în bucătărie dintre asta. Ia uite, Ben, ce spui? Putem așa? Ia uite, punem câteva rânduri dintre astea. Oh, ce fain arată. Facem tot așa în gen ca la baie, doar că cu altele. Uite, te punem cu bleu, cu verde. Punem aici cu bleu una mică. Așa. Și, da, Doamne, ar fi fain să fie și cu roz ceva. A, este cu roz. Nu este cu roz, dar este cu dintre ăsta. Ia să vedem, e bun ăsta? Facem un fel de curcubeu. A mers? Ia uite-te. Bucata asta nu prea îmi place foarte, foarte mult. Va trebui să ne mai gândim puțin. Este o decizie importantă, Ben. Va trebui să te implici mult și să ne ajuți. S-ar putea să punem dintre astea. Ia să văd ce culori avem. Avem verde, albastru, galben, alb. De care mai avem? Măi, mi-ar fi plăcut să fie ceva foarte, foarte colorat pe jos. Dar n-avem extrem de multe opțiuni. Din câte vedeți. Ia uite-te. Ne ducem în jos, în jos, în jos, în jos. Nu, haideți să punem dintre astea, astea așa care sunt cu câte patru, da?
și punem prima dată verdele ăsta, că e fix lângă geam și eu zic că ar da bine, așa este? Îți place? Vă place? Așa, după verde putem să punem albastru ăsta drăguț. Uite, îl punem de aici. Așa. E mai bine, Ben? Se simte că e bucătărie. Deși era fain să facem și ceva mai modern, așa poate cu marmură, mi-ar fi plăcut. Dar nu avem aici marmura. Unde sunteți? Unde sunteți? Bucățelelor. Ce culoare să mai pun? Păi am decât verde, alb și albastru. Ben, ce să facem aici? Ai vreo idee? Ia uite-te. Bonita, îți place să calci pe bucățile astea? Hă? Îți place? Zice, se simte bine la lăbuțe, dar eu zic să mai încercăm. Eu zic să mai încercăm, oameni buni, și ne ziceți în comentarii ce grese să alegem aici. Uite, mi-ar fi plăcut la fiecare grese să pot să schimb culoarea. Și mi-ar fi plăcut totuși să pun ceva foarte, foarte modern. Dar în același timp aș fi vrut să fie colorat. Sau nu știu. Ia să văd dacă pun asta. Ia să vedem. Punem pe toată. Arată interesant. Sincer. Este un fel de marmură chestie, nu știu. Arată șmecheros. Asta poți să pui. Poți să pui și în restul casei. Ia uitați, ca să nu pui parchet. Pui din trastea și arată foarte modern. Ce ziceți? Ne schimbăm tot castelul pe dintre asta? Gen, mă refer aici. Pentru că ar părea mai modern. Ia uite, stați că vă arăt acum. Cu marmura asta șmecheroasă. Ia uite, având în vedere că avem și încălzire în pardoseală, ar prinde bine și la piciorușe. Și ia uitați cât de modern s-a făcut totul. Vedeți? Bonita? Bonita a rămas mirată. Wow, ce mult îmi place! Merge mult mai bine la lăbuțe așa ceva. Na, eu zic că cocolișilor să vă decideți. Să-mi spuneți în comentarii dacă rămâne asta. Până una alta eu am schimbat-o aici. Punem și pe dedesubt să ne asigurăm că totul e bine. La Bonita îi place. Ben îi place și lui pentru că se pare că a rămas aici. Îți place, Ben? Place, mami? Și putem să punem și pe cea nu aici. O să rămână cu nisip pentru că mi se pare drăguț cu nisip faza. Na, deci data viitoare Ben o să aleagă ce... Ben și Bonita, văd. Se implică amândoi. Ce-i chestia asta? Ce e asta? Ce e asta, măi? Nu știu ce e asta. Hai să o punem... Nu știu, hai să o vindem, că habar n-am ce-i. Ben și Bonita o să aleagă ce facem la bucătărie. Alegeți și voi în comentarii. Hai să mai mergem puțin la baie aici, pentru că am făcut o treabă excelentă. Ben a ales foarte bine și Bonita la fel. Arată superb. Veniți și voi. Bonita! Haide! Hai, cuciu, 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 cuciu. Hai, 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 hai. Așa, 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 așa. Hai să o mângâiem puțin. Nu uitați, cocolișilor, să apăsați butonul de cocolike, să-mi scrieți în comentarii ce vreți și voi pentru bucătărie și dacă am făcut bine până acum ce am făcut. Dacă v-a plăcut ce alegeri au luat Bonita și Ben. Și noi ne vedem în episodul următor. Pa!